Premierul Florin Câțu a anunțat prelungirea stării de alertă, dar și o serie de relaxări pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 iulie. Moderna pregătește un vaccin antigripal cu are mesager. Compania a început deja testările pe oameni cu acest nou vaccin. Olanda ia în considerare impunerea de noi restricții anticovid după ce în ultima săptămână numărul cazurilor s-a dublat până la 8.000. Anticorpii împotriva COVID-19 pot dura până la 12 luni la peste 70% dintre pacienții care s-au recuperat după boală, potrivit unui studiu. UEFA a deschis o investigație împotriva englezilor după ce fanii prezenți pe Wembley l-au deranjat pe portarul Schmeichel cu un laser la penaltiul bătut de Harry Kane în timpul semifinalei Euro dintre Anglia și Danemarca. Știi,